Un număr de 19 salvatori montani și 3 voluntari aspiranți hunedoreni au participat la un curs de perfecționare profesională în care pregătirea a constat în deplasarea de urgență pe schiurile de tură într-o acțiune de salvare și transportul accidentatului cu ajutorul tărgii Achia. Ceilalți salvamontiși hunedoreni au fost la datorie și așteaptă în continuare turiști pe domeniile schiabile din județ, cărora le recomandă să respecte măsurile elementare de siguranță pentru evitarea unor accidente nedorite. Peisajul în zonele schiabile este foarte frumos. Noi suntem pregătiți cu tot ce trebuie pentru a veni sprijinul turiștilor. Sperăm să nu fie nevoie, însă băieții sunt pregătiți, sunt în gardă. Totul este în regulă. Așteptăm turiștii și, bineînțeles, schiorii care ar trebui să respecte regulile de conduită pe pârtile de schi pentru a avea cât mai puține accidente. Primele recomandări, în afară de cele necesare evitării pandemiei astea, care nu mai trece, e să aibă un comportament adecvat pe pârtile de schi, să aibă un pic de antrenament înainte de a intra pe pârtea de schi, un pic de încălzire a mușchilor, un pic de mișcare, e foarte bun înainte de a aborda o pârtie. Echipamentul, bineînțeles, de protecție împotriva frigului și a vântului și, bineînțeles, schiurile să fie bine pregătite, bine reglate în funcție de greutate, de stilul de schi pe care îl abordează fiecare. Turiștilor li se mai recomandă ca, în caz de accidente, să alerteze echipele salvamont aflate pe fiecare domeniu schiabil din județul Hunedoara. În cazul în care se produc incidente în afara pârtiilor, pe diferite trasee, turiștii sunt sfătuiți să apeleze la 112 sau la numărul de urgență 0 salvamont.